Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi voi testa un kit cumpărat de pe AliExpress cu două porturi USB-A pe ieșire, cel mai probabil având la bază integratul IP6505. Am zis cel mai probabil deoarece numele integratelor au fost șterse. Am unele bănuieli de ce, dar poate îmi spuneți voi în secțiunea de comentarii de mai jos. În primul rând trebuie să știm că IP6505 este un buck converter și în același timp un încărcător rapid. Practic, el suportă următoarele protocoale de încărcare pe ieșire scrise pe spatele acestui PCB. Iar de aici, singurile cu care sunt familiar sunt QuickCharge 2.0 și QuickCharge 3.0, pe care le voi testa puțin mai târziu. Pentru că este un buck converter, înseamnă că tensiunea de pe intrare trebuie să fie mai mare decât tensiunea de pe ieșire. Asta înseamnă că dacă vrem pe ieșire 12V, pe intrare trebuie să avem o tensiune mai mare de 12V. Puterea maximă pe ieșire poate fi de până în 24W, mă rog, fiecare ieșire în parte, deoarece are integrat individual din câte se vede, unul aici și unul aici. Iar din ce am observat, acest integrat are o groază de protecții pe care le vedeți scrise în datasheet. Ca să fiu sincer, sunt uimit de calitatea acestui kit la prima vedere. Uitați-vă și voi la acest port. Fața lui și spatele. Dacă se vede bine. Nu pare deloc unul ieftin, iar acest kit a costat puțin peste 2 euro, fiind cumpărat de pe AliExpress. Gata cu vorba, să continuăm acest episod cu testarea acestui kit pe QuickCharge 2.0 și 3.0, fără sarcină pe ieșire, adică în gol. Să îl alimentăm la aproximativ 16V, minus în zona asta și plusul aici. Opa, scântei ceva, e în regulă. Avem două LED-uri albastre, jos și sus. Să introducem acest USB meter în zona asta. Punem acest USB trigger, am introdus și acest electronic loader, consumator variabil. Noi o să ne concentrăm pe zona asta, practic o să dau zoom pe zona asta. Am setat pe QuickCharge 2.0, da, să vă arăt și pe acest USB meter, da? 5V, 9V. Și 12V. Asta e tensiunea maximă pe QuickCharge 2.0. Să vedem și QuickCharge 3.0. Aici văd că acest USB meter nu recunoaște, în fine, nu-mi dau seama de ce. Dar nu contează. Acum suntem pe QuickCharge 3.0. Aici mărește din 0,2V în 0,2V. Bineînțeles, până la 12, nu? Puțin peste. Da, asta e maxim 12V. Micșorăm din 0,2 în 0,2V. Este în regulă. Înapoi pe QuickCharge 2.0. Este în regulă. Iar acum să testăm în sarcină pe protocolul QuickCharge 2.0, că pe QuickCharge 3.0 e mai complicat, fiind din 0,2 în 0,2V. Practic să vedem stabilitatea tensiunii pe ieșire în funcție de curent. Am alimentat kitul la 16V, aproximație, nu mai stau să măsor acum, o să vedeți la măsurarea eficienței un pic mai târziu. Să pornim electronic loader-ul, a scăzut la 5V. Creștem curentul să vedem cât scade tensiunea. Avem peste 1 amper. Am depășit 1,5 amperi. Am depășit 2 amperi. Tensiunea e stabilă, în regulă. Scăzuse și acum a crescut nițel, 5,1 volți. 3 amperi și este în regulă. Să crește mai mult. Și aici s-a oprit. Da, 3,6. Da, deci asta e limita.
3,6. La peste 3,7 scade. Asta e în regulă. Să vedem și la 9V. Am pornit electronic loader-ul. Am depășit 1A. 1,5. Am depășit 2A. Ne apropiem de 2,5A. 2,5A. Și aici începe să scadă. Deci pe undeva pe la 2,7A. În sfârșit și la 12V. Pornim electronic loader-ul. 0,5A. Nu atinge ceva, ce se întâmplă? A, nu, era de la... nu, era de la ecranul acesta. După câteva minute se oprește. Am crezut că atât poate kitul meu. Dar nu. 1A. 1,5A. 5 aici începe, a început să scadă tensiunea. Da, nu mai e stabilă. Deci aș putea spune că la 12V poate până în 1,8A. Chiar nu e rău deloc, este în regulă. Să trecem la măsurarea și calculul eficienței. M-am tot gândit ce tensiuni să folosesc pe intrare, așa că am luat hotărârea să alimentez la 16V, 24V, iar la ieșire să setez tensiunile de 5V, 9V, respectiv 12V. În partea dreaptă sus a ecranului veți vedea aparatul de măsură de panou al sursei mele de laborator, pe care o știți din clipurile mele anterioare, dacă nu aveți link-uri în descriere, cu toate cele 3 episoade. E o sursă de laborator liniară. Am setat pentru început, 16,1V, am pus în calcul și un pic căderea de tensiune pe conductoare. Am setat pe ieșire la 5V, o să cresc curentul la aproximativ, am spus undeva pe la 1,5A, hai la 2A, dar cred că e mai bine pe la 2A. Am lăsat pe aici, avem pe ieșire puterea de 10,4W, iar pe intrare 11,6W. La 9V vom vedea pe undeva pe la 1,5A, nu vreau să crez mai mult, gen vreau să văd la un curent la jumătate față de cât poate, undeva pe acolo. Dacă forțez până la maxim, de regulă eficiența mai scade, ceea ce e și normal. Cam la jumătate ar trebui să fie eficiența cât de cât în regulă. Sunt pe aici, 1,5. Pe ieșire avem 14,5W, iar pe intrare 15,5W, observ eu, cu aproximație. La 12V pe ieșire vom seta curentul pe undeva pe la 1A. Pe ieșire avem 12,5W, cu aproximație, iar pe intrare pe undeva pe la 13,3W. Am setat intrarea la aproximativ 24V, 24,1, v-am spus căderea de tensiune pe conductoare. Nu are relevanță, dar nu contează. Să vedem la 5V, tot pe la 2A, cu aproximație, 10,2W pe ieșire, iar pe intrare aproximativ 11,4W, cu aproximație. Să vedem și la 9V, creștem un pic mai mult. Avem pe ieșire puterea de aproximativ 14W, iar pe intrare aproximativ 15,3W. Să verificăm și la tensiunea de 12V, tot pe undeva pe la 1A, nu mai mult. Aia lăsăm pe aici, ca să avem 12W pe ieșire. Deci 12W pe ieșire, iar pe intrare aproximativ 13,1W. Iar acum o să trecem la măsurarea ripple-ului, dar nu înainte de a vedea plusul și minusul de pe ieșire. Acesta ar trebui să fie condensatorul de pe ieșire, practic. Avem plusul aici, carcasa ar trebui să fie minusul. Da, și este. Este în regulă. Iar acum să măsurăm și ripple-ul pe ieșire. Am pus minusul de partea metalică a portului USB și plusul de aici. Acesta este ripple-ul în gol. Să activăm electronic loader-ul pe ieșire la aproximativ 1A. Avem un ripple pentru pe la 500 și ceva de milivolți vârf la vârf. Frecvența de comutație 115 kHz.
Deci am observat că în datasheet ne spune pe undeva pe la 200 de kHz. Asta dacă este IP6505, deci sunt aproape sigur că acela este integratul, deoarece pe kitul cu un singur USB pe ieșire, în poză se vede denumirea integratului, IP6505. Și în plus, din câte m-am uitat eu pe cablaj, schema coincide. Asta am observat. Să creștem la 2A, din curiozitate, să vedem dacă se modifică ripple-ul. 2A, mai pes, puțin peste, iar ripple-ul nu se modifică, rămâne cam la fel. Cam ăla e. Haideți să vedem și semnalul, să vedeți forma, practic. E sub formă de triunghi, semnal triunghiular. Și ca să nu spuneți că acest electronic loader ar introduce zgomot, să-l scoatem și să punem o sarcină rezistivă. Apropo, acest kit este alimentat din sursa de laborator liniar, aceea pe care o știți din clipurile mele precedente, aproape 1A. Și ripple-ul e același, aproape 1A și 1,9A, aproape 1,9A. Ripple-ul e cam același, tot undeva pe acolo. Iar acum, la final, să tragem și concluziile. Din câte am observat, alimentând circuitul acesta la 16V, curent continuu, la 5V tensiunea e destul de stabilă până la un curent de 3,7A, la 9V până la 2,7A, iar la 12V până la 1,8A pe ieșirea acestui circuit. Eficiența, ca să fiu sincer, e una spre foarte bună. Da, nu este excelentă, nu e wow, dar este suficient. Chiar sunt mulțumit. Bineînțeles, ca de obicei, la 5V avem o eficiență mai scăzută, ceea ce e normal. La 9 și la 12V avem o eficiență spre foarte bună. Alimentând circuitul la 16V avem 94% și pe 9 și pe 12. Alimentând circuitul la 24V, avem o eficiență de 92% și pe 9 și pe 12V pe ieșire. Am rotunjit eu în zona asta, de asta se vede, dar o să vă pun tabel cu cifrele exacte și după virgulă. Da, în fine, nu știu dacă vă ajută cu ceva. Iar ripple-ul, nu aș putea să spun că este unul rău, că e foarte rău, e nasol că nu poți folosi acest kit, dar nici nu aș putea spune că e unul foarte bun și e impecabil. Nu, e pe undeva pe la mijloc. Nici rău, dar nici unul bun. E acceptabil. Consider că nu o să ai probleme cu acest kit. Ripple-ul, alimentând kitul la 12V și la tensiunea pe ieșire de 5V, un curent de 1-2A, am observat că ripple-ul nu se modifică dacă acel curent îl creștem, este de 550 mV. Da, s-ar fi putut îmbunătăți acest ripple adăugând un filtru LC pe ieșire, adică inductor și condensator. Dar la cât costă 2 euro și ceva? Atenție, nu fac reclamă. Eu am făcut un test și o descriere a acestui kit pentru că îmi place. Consider că mi-ar fi util pe viitor. Adică, respectiv, ca un banc de încărcare. Aș fi putut cumpăra pe cel cu 4 ieșiri, dar am considerat că cel cu 2 ieșiri îmi este suficient. Cam aici să termin acest clip, privind prezentarea și testarea acestui kit de încărcare cu IP6505, probabil, cel mai probabil. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!